un caz revoltător la Spitalul Județean de Urgență din Craiova. Familia unui pacient acuză medicii că bărbatul ar fi murit din cauza neglijenței medicilor. Pacientul de 54 de ani, cu un istoric de afecțiuni cardiace, s-a prezentat la policlinica spitalului și acuza stări de rău. Niciun medic specialist nu a venit să-l consulte, iar un medic rezident a decis ca acesta să fie internat. În momentul internării, asistenta nu i-a putut recolta probe de sânge pentru că nu avea eprubete în stoc. Două zile a așteptat pacientul să fie consultat de un medic specialist, timp în care starea acestuia s-a agravat. A fost transferat pe secția de terapie intensivă, iar după alte două zile i-a fost declarat decesul. Pe fișe i s-a administrat medicamentul care era din fișa de observație, ceea ce și el lua acasă, montare de branulă, recoltare de analize, care acestea nu s-au făcut prin declarația asistentei medicale. S-a internat prin policlinică la secția de cardiologie. A fost primit de o asistentă șefă, medicul care era curent a spus să îi se depună recoltarea probelor, la care asistenta declară, este scris alb pe negru, că nu i s-au recoltat analize deoarece nu au avut eprubetă, pentru că medicul dispune de eprubete și nu i s-au adus. Asta declară asistenta. La care după îl trimite în salon pe un singur medicament, plus medicamentele care el le lua zilnic acasă. I-a dat anticoagulantul care era prescris cu o lună și ceva în urmă. Și a ajuns în terapie? A ajuns, da, intoxicat cu anticoagulantul. S-a constatat că în spital existau eprubete pentru recoltarea de probe biologice. S-a declanșat o anchetă, înțeleg, de către poliție, dar și spitalul, conducerea spitalului a declanșat o analiză a acestei situații. Este în curs de desfășurare. La sfârșitul acestei analize se vor trage și concluziile și dacă există vinovați, aceștia vor fi sancționați conform faptelor. Discutăm despre acest subiect cu colegul meu, Florin Negruțiu, jurnalist Digi24. Bună ziua, Florin, și îți mulțumesc pentru prezență. Cu adevărat un caz revoltător. Rămâi blocat când vezi așa ceva și rămâi blocat și când vezi că inițial se spune că nu există eprubete ca să îi face analize respectivului om, dincolo de faptul că acuză o stare de rău și nici un medic nu își găsește timpul la serviciu la el să îi acorde atenție, după care aflăm că de fapt erau eprubete, a fost rea voință. Ce a fost acolo? Ce crezi? Concluzia a pus-o colegul nostru de la camere. Spitalul rămâne cu ancheta și familia rămâne cu mortul. România este țara în care am creat o expresie, operația a reușit, pacientul e mort. România, în același timp, este țara în care mai mult de jumătate din diagnostice sunt greșite, sunt puse greșit. A existat un studiu acum 2 ani, 60% dintre pacienți au primit cel puțin odată în viață un diagnostic greșit. Cele mai multe sunt diagnosticele în domeniul oncologiei. Îți dai seama ce înseamnă lucrul ăsta pentru orice om care se duce la spital și află că are cancer și de fapt nu are. Sau află că nu are și află prea târziu. Este țara în care o adolescentă de 15 ani, Bianca, din Focșani, a primit în decurs de 4 zile 3 diagnostice greșite și a murit. Este țara în care acest bărbat ajunge la spital ca să fie îngrijit, ca să trăiască și pleacă mort, moare, pentru că cineva acolo nu și-a făcut treaba. Este țara în care Cristi Puiu a făcut celebrul film Moartea domnului Lăzărescu. Și nu se schimbă nimic, măi, vezi, de atâția ani. Filmul a fost făcut acum un deceniu și ceva. Între timp, peste sistemul sanitar din România au trecut 15 milioane de reforme, o pandemie, tone de bani, pentru că bani care sunt dați sistemului, sunt dați în fiecare zi. Cred că cu tine vorbeam de cea mai mare bancă din România, care este Casa de Asigurări de Sănătate din România. Cei mai mulți bani acolo se duc, spre sănătate. Pentru că noi cotizăm la sănătate. Fiecare cetățean, fiecare contribuabil, în ideea că în momentul în care ajungem într-o situație grea, statul ne va asigura servicii medicale care să nu ne omoare, nu să ne facă bine. Nici mai sperăm să ne facă bine, să nu ne facă rău. De fapt, asta este primul jurământul lui Hipocrate.
fiecare medic îl învață în anul întâi de facultate. În primul rând, să nu faci rău. Ori aici, din datele preliminare pe care le avem, spitalul i-a făcut rău acestui om. Ba l-a băgat în... A părut că omul a luptat singur mormânt pentru viața lui, că pare că te-ai dus în locul în care știi că luptă alții pentru viața ta. Și asta se spune despre medici, nu? Auzim expresia asta foarte des. Luptă pentru a salva pacientul. Aici nu a luptat nimeni. Ba mai mult decât atât, pare că s-au ascuns toți astfel încât să nici măcar nu-i intereseze. Și apropo de moartea domnului Lăzărescu, am fi vrut să fie doar un film și doar o poveste. Și cumva se adeverește. Nu e doar un film, doar o poveste. Fiecare om care a avut contact cu sistemul medical din România are nenumărate povești de împărtășit. Cred că oricine se uită la noi și a ajuns într-un spital de stat sau chiar privat are povești de împărtășit. Salariile medicilor au crescut, bani au fost, mulți s-au scurs, calitatea serviciilor, din păcate, nu a crescut în România. De ce crezi? Aș întreba scurt pe final. De ce crezi că s-a întâmplat asta? Da, s-au plâns foarte mult timp de salarii, foarte mici. S-a rezolvat problema între timp. Acum? Ce ne lipsește? Păi nu a venit la pachet această majorare a salariilor cu o responsabilizare a cadrelor medicale și cu indicatori de performanță. De fapt, lucrul ăsta se întâmplă în tot sistemul de stat, în tot sistemul bugetar. Mărim unei categorii sociale salariile, dar nu avem criteriile de performanță pentru ca oamenii cu adevărat buni să performeze și oamenii care nu au ce să caute în sistem să părăsească sistemul. Pentru că sistemul sanitar este un sistem în care oamenii buni trebuie să rămână, iar oamenii care nu sunt buni trebuie eliminați pentru că incompetența lor costă vieți. Mulțumesc foarte mult, Florin Negruțiu, pentru prezența în jurnal. Mergem acum mai departe cu o informație de ultimă oră.